Îi vom spune acum Ianei totul. Da, îi vom spune. Haideți, fetelor, grăbiți-vă! Păi, cine cheamă Gigi atâta? Da, serios, hai să mergem. O, fetelor, bună! Iana, vino aici! Fetelor, ce s-a întâmplat? Îți vom zice acum! Glumiți? Chiar e nevoie să intre la toaletă? Ele sunt banii, fac tot împreună! Ai observat că Diana nu-i cu ele? Fetelor, ce doriți? Ice latte! Latte! Fetelor, ce s-a întâmplat? Mă speriați! Unde-i Diana? Acum e timpul să afli unde-i Diana! Și ce s-a schimbat în școală? Ascult! Diana are un nou BFF! Da, e vorba de blonda de la Frogs! Ce? Iana, ar trebui să vii mai des la școală. Unde ai fost? Ce? Stella, am fost bolnavă! Cât timp ai fost tu bolnavă? Am avut probleme mari în echipă. Păi, fetelor, e bine că Diana are o BFF și eu am un prieten din vecin. Iana, asta e altceva, dar când adversara ta devine prietena Dianei, se schimbă lucrurile, da. Iana, trebuie să facem ceva. Fetelor, s-a sunat. Am lipsit așa mult, totuși nu-mi pot imagina cum a putut să aleagă ca BFF o majoretă Frogs. Dar, Iana, nici noi nu știm. Fetelor, Diana lipsește azi? Ca să vezi, nu știm. Smiley, tu ești iubitul ei, nu știu unde e Diana? Nu, nu mi-a răspuns la telefon de ieri. Ok, blondă, s-a sunat și toți elevii au mers în clasă. Chiar trebuie să merg și eu? Nici gând. Trebuie să afli ce gândește școala despre tine. Da, blondă, chiar vreau să aflu asta și vreau să văd și ce reacție va avea Smiley. Să o facem? Da, să o facem. Ok, blondă, e timpul să mă ascund. Să nu te găsească nimeni. Blondă, promite-mi să-mi spui tot ce spun ei despre mine, totul. Îți voi spune totul. Voi asculta ce vor zice tot și îți voi spune. Ok, chiar vreau să știu ce vor vorbi majoretele banii despre mine și mai ales Smiley. Vom vedea reacția tuturor când vor afla și vom afla cine sunt de fapt ei. Te iubesc, draga mea, mua! Ok, blondă, trebuie să mă ascund. Eu vă merge la oră. Ok, ascunde-te bine. Blondă, nimeni nu mă va găsi. Artyom? Aici. Patrick? Aici. Rest? Aici. Costea? Aici. Ultima? Aici. Sela? Aici. Ei, încetează. Artyom? Aici. Vialia? Aici. Viana? Aici. Nastia? Aici. Se pare că sunteți toți, voi să începem. Nu, domn profesor, nu suntem toți, nu vedeți? Diana lipsește. Da. Majoretelor, unde voi e prietena? Știți ceva, Diana nu mai e prietena noastră, da, nu mai este, da. Profesor Mike, faza e că am chemat-o pe Diana, dar nu a răspuns, am tot sunat-o. Domn profesor, nu știm unde e, nici mie nu mi-a răspuns la telefon. Ok, voi suna părinții ca să aflu de ce lipsește, bebe. Da. Iar acum e subiectul. Jur că nu vă mint, am dormit la Diana, s-a pierdut, toată lumea o caută. Și mama ei și tata, când m-am trezit, am pus un afiș cu ea că s-a pierdut. La Diana și te-ai trezit la Diana, dar fără Diana sau ce? Da, Smiley, nu era acasă când m-am trezit, dar terasa era deschisă. Ce înseamnă asta? Smiley, înseamnă că Diana a dispărut. Oh, Smiley, ai rămas burlac. Nu e amuzant, ce aveți? Diana lipsește, trebuie să-i spun profesorului. O, Diana lipsește, acum îi pot folosi dulapul. Marușca, nu avem nevoie de asta, cum puteți sta pe locul ei în cafenea? Trebuie să o căutăm să ne împărțim. Da, eu deja caut, să începem de la cafenea, sunt chiftele proaspete. Fetelor, poate Diana a fost la club și nu s-a întors acasă? Pe de o parte e trist că lipsește Diana, dar pe de altă parte echipa majoretelor nu mai are capitan, ceea ce, doamne, este foarte cool! Am de gând să iau parte la operațiunea de căutare. Am o lanternă în dulap. Eu nu o voi căuta, nu m-a ales pe mine să fiu BFF, deci doar blonda ar trebui să o caute. E destul de înfricoșător aici, sper că mă vor găsi curând. Nu-mi imaginez cum se simte Smiley acum, sigur plânge după mine și majoretele probabil suferă. Da! Ok. Deci ziua 1. Stau la subsol și toată lumea mă caută. Toată lumea. Întreabă că școala e devastată. Da, majoretă banii. Dar dacă nu e așa de fapt? Ok, nu.
Voi aștepta să-mi spună blonda totul. Cine e îngrijorat și cine nu e. Cine nu. Grafiturile sunt scările de pe pereți. Sunt groaznici, dar e la modă. Domn profesor, lipsește cineva din școală. Smiley, cum intri fără să bați la ușă? Cine lipsește? Ce s-a întâmplat? Colegi, ce toți șușotiți? Știți că Diana lipsește? Majoretelor, știți că Diana lipsește? A, Smiley, despre ce vorbești? Poate că încă doarme. Nu știu. Azi a venit Smiley din clasa noastră, îngrijorat, și ne-a spus că Diana a dispărut. Nu știu dacă e real sau nu. Nu cred că Diana lipsește, încă e acasă dormind. Obișnuiți-vă, tot timpul lipsește. Diana nu a lipsit niciodată, doar a întârziat. Și azi chiar n-a venit deloc. Nastia, asta chiar a dispărut Diana? Ai, nu știu, dar nu cred că e adevărat. Smiley, du-te la clasa ta, avem un subiect interesant. Graffiti, desenat pe pereți, nu credem în dispariția Dianei. Ascultă, dacă nu mă crezi, poți ieși afară să vezi. Scrie clar, a dispărut, sunt burlac de acum. Ce mă fac? Nu știu, chiar nu știu. Smiley, cum adică? Duceți-vă să vedeți, acolo. Dispărut? Nu cred așa ceva. Nu cred, care-i faza? Ele, aveam un incident în școală, Diana a dispărut. Sunt șocat, Diana lipsește. Fetelor, îmi pare așa rău de Diana, e în echipa noastră. Ok, votați noul capitan, votați majoreta Iana! Ei, de ce pe tine? Și eu pot fi! Fetelor, calmați-vă odată! Ascultă, Stella, eu eram prietenă, de asta trebuie să mă voteze toți, dar eu o pot înlocui. Ok, votați pentru Iana. Da, pentru okay, mine. Ok, sunt gata să o găsesc pe iubita mea. Ei, deși te urăsc, cred că acum putem colabora pentru a o găsi pe Diana. O vom găsi pe Diana. Vă promit, o vom găsi pe Diana. Domn profesor, știți că Diana lipsește? Unde e? Vai. Pe bune? Serios? Lipsește? Da, serios? Păi, și cine o va căuta pe Diana cu mine, vreau să știu? Eu nu pot, mă dor genunchii. Ce mizerii se întâmplă în școala noastră. Diana lipsește. Diana, capitanul echipei Bani. E de bine, dar și de rău în același timp. Ok, Smiley și Dima, haideți. Voi, baseballiștilor, vă e teamă? Suntem gata să ajutăm. Nu plecați, ne vom îngrijora! Băi, fetele, opriți-vă cu îngrijorile astea. Diana lipsește. Fetelor, mergem să o căutăm. Cine e îngrijorat pe tu, Diana? Eu sunt! E așa ciudat, blondo, tu ești prietena ei cea mai bună, ar trebui să știi unde este. Chiar așa, cum de nu știi unde e Diana? Eu nu sunt îngrijorată deloc pentru ea, deloc. Sunt așa mulți băieți aici, acum se vor putea uita doar la mine. Păr verde, nu ai niciun suflet. Nu-i adevărat, sunt doar mai ciudată. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Doar 4 vom căuta pe Diana? Și noi o vom face. Da, și eu pot fi util. Smiley, vreau să spun ceva înainte să începeți căutarea. Smiley, nu-ți face griji, o vom găsi. Și trebuie să știi că eu sunt tot timpul lângă tine. Te voi susține în fiecare clipă, să știi. Mulțumim de susținere, păr verde. Haideți, da. Ok, fetor, voi vesa la școală. Dacă aflați ceva despre Diana, să dați de știre, vă rog. Ați înțeles? Ce înseamnă căutarea? Băieți, o vom găsi pe Diana. Da! Să o găsim pe draga mea. Da! Cum adică draga ta? Draga noastră. Să găsim pe draga noastră. Fetelor, vă supărați dacă voi investiga în stilul Lealei? Oh, Doamne, iar face asta! Fetelor, să știți că îmi pare foarte rău pentru voi, dar puteți veni în echipa mea să deveniți niște majorete frogs! Sunt șocate, fetelor, dacă Diana ar fi auzit asta, nu ar mai fi vorbit cu voi! Nu o să vorbească, ea lipsește acum! Și, fetelor, de ce să plângem pentru Diana? Smiley trebuie să plângă, el o iubește foarte mult! Ok, Bunny, v-ați mai gândit la propunere? Veniți în echipa Frogs? Ascultă, Knopa, lasă-ne în pace! Votați Iana pentru nou capitan Bunny, un nou capitan. Ești groaznică, te urăsc! Wow, BFF-ul e îngrijorat pentru Diana. Viața merge mai departe. Frogs, haideți, avem antrenament. Bunny și noi avem să mergem. Ce mizerie în școala asta! Ratatelor, aveți nevoie de o altă minunăție. Eu sunt jurnalista. Lasă-ne în pace! Oare ce se întâmplă? Da, unde o fi Diana? Nu mă caută! A uitat de mine! Stau deja de 2 ore aici! Mi-e frig! Of, unde este blonda? A uitat de mine! Nu mă mai caută deloc! Diana? Diana, ești aici? Blonda, în sfârșit, am crezut că a uitat
toți de mine? Unde sunt toți? Ce au spus? Vreau să știu! Diana, am vești proaste pentru tine! Cum adică, Blondo? Smiley se dă la altcineva? A uitat de mine chiar așa de repede? Nu, el chiar e îngerat. Domnul profesor și toți băieții te caută. Și care e problema atunci? Păr verde deja flirtează cu Smiley, îl tot ia în brațe și fetele se poartă într-un fel... Ok, Blondo, sunt gata să aud adevărul. În primul rând, Iana vrea să devină capitanul echipei. Oh, înțeleg. Vezi tu, Blondo, mă așteptam la asta din partea Ianei. În al doilea rând, Knopa vrea ca toate mașoretele să fie Frogs. Înțeleg, vrea să rămână doar o singură echipă în toată școala. Alte știri? Cea mai nașpa e jurnalista Lialea, le spune tuturor să o voteze, vrea să devină minunata școlii. Interesante știri. Eu sunt fericită că domn profesor și băieții sunt îngrijorați pentru mine. Diana, toți vor să scape de tine, chiar și prietenii. Nu-ți sunt prieteni, sunt doar niște șerpi. Ok, Blondo, m-am prins. Vreau să mănânc acum. Unde sunt toți? Frux și Bunny se antrenează. Ratații nu știu unde sunt, te caută. Ok, Blondo, chiar mi-e foame. Chiar trebuie să intru în cafenea și să iau ceva de mâncare, să mănânc ceva. Ok, Diana, te susțin. Haide! Să mergem încet, bine? E ok? Haide, ok, haide. Vin. Fetelor, mie îmi pare rău de Diana. Sper că se va întoarce curând, teafără. Nastia, noi suntem banii, nu ne facem griji și dacă Diana a dispărut, nu e problema noastră. Diana, nu e adevărat. Ne antrenăm sau stăm de povești? Hai, la treabă! Știți ceva, dacă Diana nu va fi găsită, vom avea șanse să devenim cool în școală. Vom deveni cool, vom fi cea mai cool echipă din școală. Sper să nu o găsească. Sper ca profesor Mike și băieții să nu o găsească. Ok, trebuie să mă fac frumoasă pentru că se va întoarce Smiley, trebuie să mă pregătesc. Fetelor, uitați ce ne seamănă dulapurile. Marușca, ce diferențe vezi? Dulapul tău e lângă al Dianei și normal că seamănă. Nu, Iulia, al meu e al treilea și al ei e al cincelea. Lele, alege un deget. De ce? Te rog, alege! Pe ăsta! Acum eu îi voi lua locul Dianei! Eu! Ce, Gigi? Cum adică? Pentru că dacă ai fi ales degetul ăsta, ai fi devenit minunată. Dar l-ai ales pe ăsta. Și ce înseamnă că Gigi va deveni minunată? Te-ai prins sau nu? Ai înțeles, jurnalisto? Ai înțeles? Ia-ți degetul de aici, pitico, și stai departe de mine. Eu voi fi minunată, să știi. Minunată. M-am săturat de toate înaltele. Blondo? Ce e asta? Iana a pus asta? Sunt șocată. Ok, Blondo, să ne grăbim. Până nu ne vede cineva. Blondo, ține ușa, nu lăsa pe nimeni. O țin. Mi-e așa foame, am stat așa mult acolo. Doamne, Iana, nu mânca acum, ia-o cu tine, vor ajunge imediat. Blondo, un minut. Băieți, nu prea reușim. Diana, unde ești, Diana? Da, profesor, se face târziu. Să continuăm mâine. E bine, chiar acum vă luat tot echipamentul și vom continua să căutăm. Ați găsit-o pe Diana? Nu prea cred, mi-e așa foame. Cine e în cafenea? Fetor, e serioasă treaba, chiar e serioasă. Diana e de negăsit. Diana, domn profesor și băieții sunt aici. Ce mă fac? Ascunde-te. Ok. Diana. Ce? Credeam că s-a întors. Nu se va întoarce. Ok, majoretelor, ce bem? Cum adică, cappuccino? Vai, Diana, nu se va mai întoarce. Ok, vezi, pentru a continua, avem nevoie de echipament. Dar ne trebuie un telescop. Un telescop? Nu, avem nevoie de corturi, torțe și lopezi pentru a ne proteja de animalele sălbatice. Domn profesor, unde sunt? Le aduc eu. Baseball-i și știu unde sunt toate. Trebuie la subsol. Aducem acum. Ok, aici de ce stai aici? Vedele că veni și adu apă și mâncare. Operațiunea de căutare va fi lungă. Aduc acum. Fetelor, mă dezamăgiți profund. Diana a dispărut, iar voi stați aici de parcă nu s-a întâmplat nimic. Și ce vrei să facem? Să o căutăm? E fric și întuneric afară și mă dor genunchii. Fetelor, mie chiar îmi pare rău de Diana. Nastia! Dar faptul că lipsește nu e problema noastră. Ce putem face? Părinții ei ar trebui să o caute. Noi suntem niște biete fetițe. Chiar
Ais, nu se recomandă să o cauți, chiar ai nevoie de ea? Se va întoarce ea, vei vedea mâine. Sunteți inumane complet. Mă șucați, nu vă e teamă că Diana ar putea auzi ce vorbiți? Diana! Ce? Sunt șocată! Cum pot eu să mai stau în școală cu ele după toate astea? Nu sunt prietenele mele! Nu! Ok, lăsați ce ne-a spus proful să luăm. Eu voi lua ciocanul, vom avea nevoie de el. Da, da. Avem nevoie de hârtie igienică. Băieți, uitați, ăsta-i caietul Dianei. Hei, Artyom, cine-i asta? Ce scrie acolo? Ce scrie chiar? Trebuie să arătăm asta profului. Vedeți, sunt baseballiști. Voi chemai tu, Smiley. Ok, domn profesor. Da, profesor, am găsit tot. Am găsit chiar și ceva special. Nu înțeleg, ăsta e caietul Dianei. Și ăsta e un pop de stat pe el. Toate astea erau aici la subsol. Domn profesor, cred că Diana a fost la subsol. Caietul ei era aici. Păi ce zici, ce scrie în el? Îți fi șocați dacă acolo vor fi declarații de dragoste pentru mine. Dima, ho, ta, sper să se termine toate astea odată. Sunt obosit, vreau acasă. Stau la subsol, vreau să știu cine e de fapt fiecare. O, doamne, să te ai și scria în jurnal. Smiley, citește în continuare. Iubitul meu probabil plânge. Ok, mai bine mă opresc și aștept ca blonda să-mi spună tot. Și-o scrie. Ok, sunt singurul care a înțeles că Diana s-a ascuns aici la subsol, iar noi în timpul ăsta o căutăm. E regulă, cred că am găsit-o pe Diana. Blondo? Ce aveți acolo? Blondo, unde e Diana? Unde mi-ai iubita? Ce ai făcut? Ce? Ce se întâmplă? Deci ați aflat planul nostru? Diana s-a prins, hai afară. Haide. Ce? Diana nu a dispărut? De fapt era în baie? Am spus lucruri care nu trebuiau spuse cu voce tare. Dragilor, bună! Diana, ești aici, le-ai speriat. Diana aici era, dacă știi că te-am căutat. Diana, ne bucurăm așa tare că te-au găsit. Doamne, ce mă bucur, nu mai puteam suferi atât. Domn profesor, îmi pare rău că v-am îngrijorat. Vă explic acum de ce am făcut asta. Am vrut doar să văd reacția elevilor și am aflat destul de multe lucruri. Da, suntem șocați de câți oameni falși sunt aici. Mulțumesc, domnule profesor și băieți, pentru că m-ați căutat. Și ție, Smiley. Dar voi, fetelor, m-ați șocat. Nu mă așteptam la asta de la voi, sunteți atât de false. Mai ai nevoie de apă? Diana a fost găsită. Incredibil așa ceva. Dragilor, nu știu dacă a fost o decizie bună să fac asta, dar mulți dintre prieteni m-au dezamăgit profund. Dați like, abonați-vă și apăsați pe clopoțel pentru noi episoade. Ne vedem! Pa, pa! Diana, ce cu tine? Dacă nu-ți găseam caietul, te-am fi căutat până mâine dimineață. Smiley, îmi pare rău, dar știu, nu ar fi trebuit să fac asta. Diana, îți voi suna pe părinții. Blondul și la tine la fel. Îmi pare rău.